Societatea culturală Clepsidra împlinește anul acesta 10 ani de activitate. Consecvent ambițiilor sale culturale, conducerea societății și-a propus anul acesta lansarea unui proiect cultural de anvergură care să stea sub semnul manifestărilor legate de Ziua Culturii Naționale, dar și de marcare a propriilor activități. La împlinirea a 10 ani de a Societății culturale Clepsidra, pentru că în 2017 sărbătorim 10 ani de activitate, am dorit să punctăm această cifră rotundă prin oferirea în cadrul galei clepsidrice, a primilor clepsidrice, la diverse momente ale anului, diverse evenimente care se vor organiza anul acesta, premiile, trofeele și diplomele de excelență pentru anul 2016. Pentru că vreau să vă reamintesc odată că evenimentul de astăzi este o continuare a Zilei Culturii Naționale. El este cuprins în șiragul de evenimente, șiragul acesta a început pe 13 ianuarie, lângă bustul poetului național Mihai Eminescu, din fața școlii Mihai Eminescu, școala 19. Partenerii în organizarea proiectului sunt Biblioteca Municipală George Radu Melidon, Primăria Roman, Uniunea Armenilor din România. Proiectul va consta într-un concurs de poezii deschis tuturor vârstelor care își propune să inițieze un dialog liric cu Eminescu. Cele mai bune creații lirice vor fi publicate într-un volum antologic, urmând ca cea mai bună creație lirică să primească în 15 iunie, ziua trecerii în neființa Luceafărului poeziei românești, un important premiu. În cadrul manifestării legate de evocarea personalității lui Virgil Petrovici, cel care a revoluționat arta iluminatului artistic în cinematografie și televiziune, a fost acordată și o diplomă de excelență revistei Moldova Literară, care apare la Iași sub coordonarea romașcanului Mihai Știrbu, moment care face parte deja din tradiționala gală a premiilor clepsidrice.